este aici, mă, nici pe ce există. Mișcare este. Mișcare, am mâncat, mișcare este pentru noi esențial. Dacă m-am mișcat din toate punctele de vedere, mișcarea membrilor, mișcarea ochilor, mișcarea corpului, totul atunci se mișcă și organismul meu. Mișcându-le, devenim mai tineri. Care nu le respectăm și le distrugem. Noi, împotriva celor... Da, știți că Institutul Inimii, Institutul Nemuririi din Statele Unite ale Americii, cei care lucrează acolo în cursul aia și azi, își propun niște obiective uimitoare, să trăim și 1000 de ani. Ideea este ca... Țin mai departe că totuși face ecofonie. Ideea este ca periodic, prin bazele noastre, și acum dispunem de device-uri destul de mici, microscopice, să facă un fel de curățire a baselor de sânge, de depunere de colesterol, care blochează, evident, fluxul de sânge, exact cum o făceau coșarii de pe vremuri cu coșurile, când le curățau de funingine. Vreau să spun că cei care spun lucrurile astea, se ocupă de ele, sunt universitari cu operă. Nu este o poveste a uneia care nu are habar de medicină și spune lucrurile astea. Eu nu cred că va ajunge odată omul să trăiască 1000 de ani, cred că ne vom plictisi foarte tare. Este o întrebare pe care eu am pus-o de mult. Dacă energia fundamentală este eternă, și asta mă refer la energia din câmpul cuantic, deci dincolo de posibilitatea noastră de vedere, dar care există. Vreau să vă spun că la vremea când eu făceam facultatea, nu exista decât microscopul clasic și vedeam totul plat. În momentul când a apărut microscopul electronic, deci mii de ori capacitatea de mărire a dimensiunilor, atunci am văzut că acolo unde noi nu vedem nimic, aspectul este de relief extraordinar de variat. Apar acolo ideea de munte, vale, ape, râuri. Este ceva absolut fantastic. Deci noi vedem realitatea asta cu ochii și credem că este reală, dar de fapt nu vedem realitatea. Ne vedem numai, suntem programați să vedem atâta. Și vedem atât pentru că atunci ne-am înțelege. Că realitatea dincolo de noi, lucrurile stau cu totul altfel. Nu există sus, jos, dreapta, stânga. Nu există ieri, azi, mâine. Există un singur punct, o singură zonă în care noi percepem totul. Așa se întâmplă că unii oameni pot să facă profeții. Sau oameni care sunt programați pe alte linii sau se antrenează într-o altă manieră, pot să perceapă din prezent viitorul. Acestea sunt previziunile. Domnule profesor, vi s-a întâmplat să prevedeți viitorul? Da, exact. Răspund la întrebare așa. Toți cred că am avut vise premonitorii. Acesta înseamnă că noi trăim un viitor care încă nu s-a întâmplat. I-am spus și repet. Dacă visul premonitor n-ar exista, atunci noi n-am vorbit de religie. N-am vorbit de existența unei rațiuni de dincolo de noi. De atâta vreme cât ceva care este programat pentru viitor, eu trăiesc astăzi și lucrurile se întâmplă, asta înseamnă că noi nu suntem doar cei care suntem, nu este doar această dimensiune, și că de fapt și de trei venim din altă dimensiune și plecăm în altă dimensiune. Aceasta. Doamna Florentina mă întreabă dacă am avut vise premonitorii, dar cine dintre noi n-a avut? Am avut poate cel mai important vis a fost când a murit mama mea. Și spun asta pentru că e doctorul aici. Mama mea era un fel de medic simplu, femeie de la țară care știa să se ocupe și de naștere, de punea atele, etc., etc., și decripta visele. Visasem atunci când în fața casei care era mama se săpa o grob pentru stâlpi de electricitate. Visul a avut trei nopți, dar în luni, marți, miercuri. Și atunci mi-am dat seama că e același, că înseamnă ceva. Și exact asta a fost. Deci mama mea a făcut un accident vascular hemoragic. Domnule profesor, întrebarea mea e pentru dumneavoastră. Suntem amândoi medici și ne-am ocupat de creier și de vase. Ceea ce spunem noi studenților, cu toată știința asta, învățăm zeci de ani să știm asta. Câte de adevărat de vreme ce ceva de dincolo de știința noastră știe că se va întâmpla un accident hemoragic? 15%. Întrebarea este ceea ce spunem noi adevărat sau de fapt noi credem că știința noastră și lumea de dincolo are cu totul altele și știință? Asta e întrebarea mea. Noi credem și spunem
dar ce este dincolo, nu știm. Învățăm și va fi un nou pas. Și cum era văzut accidentul vascular cerebral acum 20 de ani, fără investigație, fără data, chiar fără aceste destupări pe vase, ca promboliză ce vrea să nu intru la mănunte, și cum se întâmplă acum. Deci orice pas în știință, mai vedem o porticică, mai deschidă. Peste 20 de ani, vă spune, uite ce proști a fost aia. Asta este viața. Și așa este, învățăm continuu, nu știm în momentul de față totul despre aceste boli, accidentul vascular cerebral. Dar noi, toți cei din sală, nimeni nu vrea să aibă accident vascular. Nimeni nu vrea ca tata, mama, bunicul să aibă așa ceva. Noi și dumneavoastră și eu pledăm pentru prevenția accidentului vascular cerebral. Atunci, vă pot pune o întrebare continuare. Și Florentina, ce mai faci? Este adevărat, doctor, pentru dialog sau nu? Da. Deci, doctor, atunci, pot să afirm că noi, de fapt, ne mulțumim cu adevărul parțial și adevărul ultim nu o să știm niciodată? Total adevărat. Mulțumesc! Domnilor profesori, România este pe primul loc în Europa la capitolul bolii cardiovasculare. Da. Bolile neurodegenerative la români, cum sunt? Cum stăm la capitolul ăsta? Răspunsul e foarte interesant. Noi depindem de niște date statistice. Nu avem corectitudinea statisticilor, ca să ne spunem. Ceea ce, din nefericire, de boli, ce înseamnă boli neurodegenerative? Neuro, deci neuron. Prima dată, erofilul s-a folosit. Termenul de neuron. Și după aceasta, celula 1, nervoasă. Deci o boală a neuronului. Nu mai funcționează normal. Atunci scade puterea tot. Și este termenul de neuro degenerativ. Este un sac mare, mai mare decât sala asta, în care intră foarte, foarte multe, nu vi le spun pe toate, pentru că pur și simplu v-am grozit și vreau să rămâneți în sală, nu să plecați. Dar acestea sunt neurodegenerative. Toate, numărul lor este în creștere. Am să vă dau date statistice. În Statele Unite, atât de dezvoltate, nu doresc să lucrez acolo, tot al treilea pet, persoane pe stradă, în spital, peste 70 de ani, are Alzheimer. Sunt datele lor. Supra-solicitarea sistemului nervos. Deci actorii de la Hollywood, ați văzut chiar acum, Bruce Willis, a făcut această boală cumplită. Supra-solicitarea, deprivarea de somn. E, aflați că în momentul de față, ultimele statistici, pe nivel internațional, Finlanda e pe locul întâi. Noi credeam că Austria. Da, Finlanda e pe locul întâi, la nivel de alțele doare. Finlanda e pe locul întâi. De ce? Întrebarea de ce? Și domnul profesor, și eu știm. Izolarea. Perfect. Asta e o sâmbătă de speranță. Izolarea. Finlandezii sunt foarte izolați. Eu am lucrat în Danemarca, așa că știu. Foarte, foarte izolat. Nu mai spun cantitatea de alcool. Izolarea. Iar la americani, lupta asta groaznică pentru ziua de mâine și pentru bani. Nu știu de ducă toate minunile acestea. Deci răspunsul este, avem boli, suntem în creștere, ne batem joc de sistemul nervos. Total. Ștergem cu el pe jos în fiecare zi. Numărul crește și nu facem nimic, dar nimic, ca să le prevenim. Profesor! Domnule profesor, certurile, tensiunile, știm cu toții că reduc activitatea celulei nervoase. Dacă noi toți am ști lucrurile astea, am fi mai conștienți, credeți că ne-am certat mai puțin? Am creat conflicte mai puține? Războiul e aproape. Starea de conflict e perpetuă. Spune ceva mult mai interesant. Că dacă noi am reușit să trăim în virtutea unei înțelegeri depline, fără conflicte, n-ar exista boală care să nu putem vindeca. Dar dat fiind faptul că ne acumulăm extrem de multe stresuri, deci sedentarismul, stresul și obezitatea sunt cauzele majore
depresia și anxietatea, frica în clipa de față ocupă prim, deși statisticile anterioare erau cu totul. Acesta e paradoxul. Viața noastră este indubitabil. Dați, uite, sunt aici atâtea gospodine. Câte modalități tehnologice de ușurare a sarcinilor noastre, familie, acasă, au apărut grație tehnologiei. Deci, din punct de vedere al științei existenței, noi am avansat enorm. Și cu toate astea, boala, în loc să scadă, dimpotrivă, morbiditatea, frecvența bolilor crește. Și acesta este un paradox. Adică eu am făcut ceva pentru a-mi ușura viața și, dimpotrivă, sănătatea mea este periclitată. Uite un exemplu care, discuți cu domn profesor, mi se pare extraordinar. Demența Alzheimer. Deci pierderea minții este din ce în ce mai crescută. Când făceam eu studii, era unul din 20, ori unul din 12, apoi unul din 6 și se crede că unul din 2 va expia, va termina viața prin asta. Ei bine, frecvența ei este cea mai mare în America, Anglia, Franța, Germania. Cea mai scăzută, Nigeria, Africa. Adică la acolo, la oameni care trăiesc cel mai modest. Pentru că omul modern este foarte stresat, pe măsură ce crește capacitatea tehnologică, în aceeași măsură crește și stresul, solicitarea ființei umane. Și aici este paradoxul. Și al doilea este această alimentație artificială. Sunt destui de mulți profesori care vorbesc despre genetică, despre mutația artificială, genetică artificială la nivel de alimentație, dar eu n-am susținut niciun gust. Da? Și dacă nici gustul nu-l ai, atunci de ce mai trăiești? Deci, este un paradox al zilelor noastre. Dacă noi am reușit să depărtăm conflictul, întrebarea era care a pus-o și cei care ne-au intervievat de la televiziune. Ce ar trebui să facem? În primul rând, să ne informăm. Să știm că un conflict înseamnă pentru organismul nostru o solicitare care ne duce la boală. Faptul că nu respectăm pe celălalt, faptul că ne urâm, faptul că ne stigmatizăm, ne calomniem și n-am să înțeleg niciodată, am spus-o de nu știu câte ori la televiziune, de ce s-a dezincriminat calomnia? Și ce înseamnă calomnie? Eu pun ochii pe un om și spun ce vreau eu, nimeni nu mă poate pedepsi. Și este absurd, pentru că ar trebui să fie incriminat ca acest lucru. Sunt oameni care s-au sinucis înainte de a fi judecat. Domnule, săvârșim greșeli, poftim, nu se fiți perfecte. Atunci, să spună justiția. Dar nu mă condamnă presa și lumea publică înainte ca eu să fiu judecat. Adică înainte ca să dovedești că omul este vinovat, încep să-l acuzi. Am văzut lucrurile astea și în medicină, făcute absolut. Dom'le, mai întâi să știi medicină, dacă un om ai posibilitatea sau nu este prelungești viața. Omul moare de la un minut când s-a născut până la 100 sau 200, sau 100 și oricât de an. Asta nu înseamnă că medicul este cel care se pune mâna la gură. Înseamnă că un medic este condamnabil atâta vreme când nu folosește toate mijloacele științifice în timpul lui. De acord? Dar atâta vreme cât a pus un medic, că n-a putut să-i dea viața nu știu cui, când viața era... Hai să vorbim serios. Ultima respirație în noi este programată. Numărul de zile și de ani este programat. Și nu de noi, nu de mine. Deci, viața are o variabilitate fantastică în ceea ce privește longevitatea. Toma, asta este efortul nostru. Și apropo că suntem acum în epoca modernă și toți știm acum ce am trăit, mie mi-e foarte greu să leg așa cu mintea mea puțină cât o fi. De ce? Sunt atâtea institute de cercetare și academice care să strădesc să plângească viața omului și de ce din unii să scurteze? Asta nu înțeleg. Bani că se fac eforturi și stau bani mulți pentru chestia asta. Nu înțeleg de ce unii vor moarte și alții viață. Când eram eu prin clasa a doua, a treia, era cortina de fier și era o doamnă, Maria Banu, și cei care au vârsta mea poate mai țin minte, și avea câteva versuri în care scria la masa verde, față în față, cer unii moarte, alții viață. Și nu înțeleg de ce după atâția ani de evoluția științei, unii dorim vestit domn profesor și atâția oameni care se ocupă de studii pentru a prelungi viața și alții vor cum s-a întâmplat în această pandemie. Eu nu apăs pe nimeni și nu vreau să fiu adeptul conspirației. Dar văd când discuțiile publice că merg foarte mult pe linia asta de a acuza. Să spunem că acest virus a fost scăpat dintr-un laborator.
Păi dacă există posibilitatea ca într-un laborator să scape un virus care ucide populația, dintr-un reactor atomic nu există posibilitatea să facă explozie și să perime populația? Și atunci întrebarea mea unde merge? Este lumea înțeleaptă sau nu? Domnule profesor, vreau să-mi spuneți ce se întâmplă în creier când avem un atac de furie, când ne enervăm. Toată sala știe cum e, nu e om care să nu se fie enervat măcar o dată. Și mai e ceva, sunt și copii foarte micuți care sunt furioși și fac urât. Nu merge bine, dar nu-l dau. Să ne rezistă neurologul până la final, nu? Cred că trebuie să mă întrebați mai pe mine, că n-aveți cu ce vorbim. Mulțumesc, doamnă profesor. Un număr mare de celule nervoase se distrug. Deci eu sunt celula, m-am distrus. Ei, acum urmează o chestiune pe care puțină lume o știe. Celulele nervoase se leagă între ele. O celulă nervoasă puternică, mare, activă, ca domnul profesor Turcan, are până la 10.000 pe divizie. Are până la 10.000 de legături. Da. O, de legături. Deci de la cel care s-a pierdut primul, s-a dus mai departe, ca deja al doilea, ca deja al treilea, ca principiul dominoului. Asta se întâmplă. Unde se produc cele mai, după date statistice, că americanii n-au altă treabă decât să numere. Unde? Știți că la divorț? Pentru că divorțul e, să mă scuzați, e adevărat? Bun. Așa, deci, la divorț, că se spune, am auzit o frază, nu că divorțez de el, divorțez și de maică sa. Divorțul este, divorțul îți pierd foarte multe, pentru că durează, e un partaj. Săracii copii la mijloc, mama mare, toți, casa, vecinii. Este prelungirea unei stări de stres. Și cad foarte multe cele. Al doilea cad în certuri. Deci uitați-vă în Parlament, eu nu știu dacă se ceartă normal sau nu, dar pe certat văd că se ceartă. Toate cuvintele astea, cum a spus și de un profesor, cu efect de bumerang. Poftiți? Așa, efectul de bumerang în care se aruncă cuvinte grele, vin, să scrie în carte, vin împotriva ta. Le-ai transmis, cum se spune, am uitat, înjurătura, vine împotriva ta, se întoarce gândul ăla rău. Așa este, iar se pierd numărul de neuroni. Deci divorțul, furie, scandal, înjurături, toate astea nu duc la decât la degradarea sistemului nervos. Și te trezești într-o situație frumoasă când trebuie să mă întâlnesc cu un domn din Râmnicu cu Vâlcea, campion la box, care a operat copilul acum câți ani? 95. Da? Așa? Și care te trezești că vorbești urât. Dar domnia sa a făcut un lucru foarte simplu. Simplu care l-a făcut și sfătuiesc la tot. S-a dus la mănăstire la frățimei. Și și-a purificat creierul. Deci există și soluții. Vă mulțumesc! Domnilor profesori, vreau să vă întreb, e o întrebare din cartea asta, Calea Vindecării. Unde se află secretul armoniei? În inimă sau în creier? Domnule profesor Dulcan. Sau este, cum ați scris aici în carte. Hai să ne explicăm. Așa. Uitați-vă poate. Cartea spune calea vindecării. Mai dați-mă. Vă rog, uitați-vă. Este pacea dintre inimă și creier. Explicat în termeni mai simple, asta înseamnă că una gândești și alta simți. Acordul dintre inimă și creier înseamnă să fie
pe aceeași linie de funcționalitate, în acord, asta se cheamă sincronicitate, coerență, iar dezacordul se cheamă haos. Sunt studiile de ultimă oră de la Wisconsin Madison, s-a creat un institut de științe neuroafective și în care pare să susțină ideea că sentimentele, afectele vin din inimă, din corp. Au fost numărați circa 50.000 de neuroni la nivelul inimii, motiv pentru care a fost numită micul creier. Ei, se crede că afectele pleacă din inimă, deci înțelegerea, emoția, aprecierea ca și ura, și sunt exprimate însă prin creier, evident că vorbim prin creier, este indubitabil asta. Ca atare, în momentul în care creierul este în acord cu inima, sunt în aceeași notă funcțională, o serie întreagă de fenomene pozitive se petrec în corpul nostru, deci este o situație favorizantă pentru creier, începând de la hormonii care au efecte, inclusiv acelea de menținere a vigorozității fizice, a tinereții. Dar uite un lucru pe care merită să vi-l spun. Când eu făceam medicina cu mulți ani în urmă, că eu sunt mai de mult tânăr decât dumneavoastră, și la vremea aia, bătrânețea și, să spunem, involuția ființei umane începea cu atrofia zonei frontale a creierului. În clipa de față sunt câteva clinici în Statele Unite ale Americii în care se demonstrează cu imagine vizuală că această atrofie a creierului, deci acest semn de îmbătrânire, pur și simplu poate să fie evitat sau poate din potrivă este regenerabil, ceea ce la vremea respectivă noi știam că nu, grație modalității de comportament și în primul rând de alimentație. Am scris negru pe alb că nu ne imaginăm că dacă ai 70 de ani o să te faci de 20 de ani. Dar a fost următoare experiență făcută. A luat un grup de oameni de jurul vârstei de 70 de ani și li s-a făcut investigația de ordin chimic. A luat sânge și a văzut analizele. Timp de 10 zile le-a cerut să gândească exact cum arătau ei la vârsta de 40 de ani, deci cu 30 de ani mai tineri. Au stat și au meditat pe linia asta, s-au meditat filme cu vârsta respectivă, cu modul de gândire la articolul respectiv și după 10 zile s-au luat din nou investigațiile și erau, într-adevăr, corespunzătoare vârstei de 40 de ani. Deci există posibilitatea ca noi să ne refacem vigorozitatea fizică, dar trebuie să respectăm niște lucruri. M-a întrebat doamna Pântânarul despre tehnică și am spus că deja vorbise prea mult, să lăsăm și pe alții să vorbească, fiindcă nu sunt singur aici. Deci, unul din lucrurile care sunt recomandate în clipa de față este după somn, centrii noștri cerebrali sunt, nu toți se trezesc în același timp. Și atunci este vorba de luarea în primire a creierului, a tuturor funcțiilor noastre. Asta înseamnă în clipa respectivă anumite mișcări, anumite gesturi. Începând de la articulații, care și ele se uitează și știm foarte bine, până la creier, în care aici este lucrul mai dificil de înțeles. Pentru că ceea ce spun eu este neintuitiv, adică poți să intui, dar n-ai cuvintele necesare. Eu spun să concentrezi atenția spre tine însuți, spre creierul tău, spre inima ta. Asta înseamnă un semn de introspecție a lucrurilor. Lucrul ăsta poate să înțeleagă fiecare dintre noi foarte diferit. Eu fac asta de la 26 de ani. Și de fiecare dată dimineața, dacă n-am dormit bine, o să-mi pun în funcțiune creierul la modalitatea de normalitate, tocmai pentru această tehnică. Eu am făcut foarte multe școli, dar nu pentru a exploata cum fac unii bani mulți, ci din potrivă, doar să-mi iau acel ceva care îmi poate fi necesar propriei mele existențe. Și am învățat aceste lucruri să pot recupera energia sau lipsa de somn. Vă dau un exemplu. Noi funcționăm cu energia alimentelor. Dar dacă timpul de lucru, activitatea noastră ne cere mai mult decât avem energie obținută prin alimente, atunci luăm această energie dintr-una din structuri. Poți să iei de la ficat, de la inimă, de la niște, etc. Și picătură cu picătură se face apă mare, să spunem. Ei, de zi la un moment dat bolnav, dar trebuie să ne dăm seama de ce și de unde. Ori,
normal ar fi ca după o zi de lucru, mai ales când depășim consumă de energie și lucrăm atunci în datorie de oxigen, cum se spune, să ne recuperăm această energie. Asta înseamnă să faci o relaxare, să-ți readuci energia care ai consumat-o. Eu am scris mai mult în vacanțe, pentru că în timpul serviciului e foarte greu să te concentrezi. Și dacă o zi era nefuncțională pentru mine, era o pierdere. Atunci am fost obligat să învăț această tehnică de a recupera energia. N-am inventat eu ceea ce vă spun. Aceasta vorbește foarte mult filozofia orientală despre lucrurile astea. Pentru că primii care au observat cultivarea anumite spiritualități, anumite tradiții spirituale, n-am fost noi, au fost Orientul. Ei se spune că ar fi urmașii Lemuriei, acelui continent în care civilizații superioare existau, în timp ce noi și tot Occidentul am fost din Atlantida. Puțin asta spune Platon. Deci cu circa 20.000 de ani în urmă, dar aici ar fi fost niște civilizații, așa se și presupune că a apărut și ființa umană din antropoide care erau foarte apropiate de noi și că de aici ar fi originea noastră. Este greu de spus acest lucru, cert este că s-au creat două ființe care să fie complementare, funcționale și anatomice și lucrul ăsta este imposibil să știm cum s-a făcut dacă nu admitem că există o inteligență de dincolo de noi. Cu alte cuvinte, revin la ideea că ar trebui să învățăm să ne recuperăm energia pe care o consumăm în timpul lucrurilor. Tot ce acționăm, lucrăm printr-o energie epuizată, ne epuizează posibilitățile organismului și forța de vigoare fizică. Aceasta ar fi o idee pur și simplu exprimată în mare. La nivel de amănunt, sigur că nu facem aici o lecție. Deci, să nu lucrăm, fraza mea ar fi așa. Să nu lucrăm niciodată în datorie de energie. În clipa când ne-am epuizat, o să găsim o cale de a o recupera. Și asta ar trebui să o facem zilnic. Domnul profesor, scria noastră în carte de felul în care japonezii lucrează. Felul în care li s-a făcut programul ca la un moment dat, nu, după ore de muncă, să poată să beneficieze de puțină odihnă. Acea moțăială, cred, am putea o avea și noi în România. Foarte benefică această moțăială. Deci am fost în Japonia de 7 ori. Am văzut conferențial universitar, am rămas uimit. La ora 4:30 în spital. Și am rămas uimit ca asta. Și mi-a zis, nu, la 4:30 dimineața eu am mintea limpede ca profesor al semnului. Și fac corespondența mea, de doctor și personală. Pe 4:30, 6:30. 6:30 începea să pregătească clinica, că pe la 7 venea domnul profesor. Bun, lucrau, n-aveau ceas, n-aveau asta, japonezii au un fel de a lucra cu totul de simplu. Tot în Japonia și am văzut, doctor tineri, am văzut, așa, ca dumneavoastră, tot așa tineri, la un moment dat picoteau de somn și cădea capul. Lucrau pe calculator, tineret, și cădea capul. Și am uitat la doamna conferență, ați-i studiez. Se reface. Amândoi știm că se produce o anoxie cerebrală, adică mai puțin sânge și oxigen intră în trunchiul cerebral, aici și în partea din spate, și atunci centrii nervoși care ne dau starea, activarea stării de trezire cerebrală superioară, ei se intră într-o lentoare. Nu-i biciuiți. Biciuire cu cuvinte, cu cafea, cu tot felul de stimulente. Nu-i biciuiți. Lăsați-i în pace. Lăsați-l să se pierde. Să adoarmă un pic. Nu e niciun fel de ceva urât. Poate doar în Parlament, acolo se doar mai bine. Da? Da. Nu, acum nu se mai dă, că se peceartă. Da. Domnul profesor. Dar vreau să spun că această picoteală, cuvântul românesc, deci asta dormire, e o liniște. E o liniște cerebrală și este o reface. Ca să poți să lucrezi. Dar credeți că domnii aceia din sudul Europei, care au inventat siesta, de ce au inventat-o?
de lene picioarele ca să poată să își rea activitatea. Un obicei, nu știu dacă a venit, din câte am citit, și ideea ar fi venită la cele familii arabe foarte evoluate și civilizate, care, când ajunseseră la un fel de educație în Cordoba, i-au inventat și veniul în trei reprize, trei feluri și veniul de trei ori pe zi și tot. Erau foarte dezvoltați mental. Se pare că i-au inventat și siesta. De ce? Tocmai odihna organismului, că s-a dus sângele în stomac, mai merge în creier, creierul să funcționeze, trebuie să-ți ridic un creier activ, oxigen și curat. Deci pledezi pentru această picoteală. Da. Fiziologic. Deci sunt complet de acord. Nu biciuiți tineretul ca să lucreze 24 din 24. Profesor, cât de importantă este sănătatea mentală a unei nații? Domnule profesor, v-am adresat întrebarea într-un an, așa, într-una dintre emisiunile pe care le-am făcut pe parcursul celor 10 ani de când ne știm. Și am zis să conțin această carte, inclusiv această întrebare. Îi pasă cuiva dintre cei care ne conduc să fim sănătoși mental? Sau cât de importantă este sănătatea mentală a românilor? Doamne, trăim într-o societate modernă, organizată pe principii, evident, și ideologice, dar și științifice, și este strict necesar ca cei care ne conduc, sau cel puțin cei care ne cer votul, să fie preocupați de sănătatea populației, pentru că, în ultimă instanță, populația aia este sursa, baza care, la rândul ei, întreține și suprastructura. Deci este indispensabil acest lucru și nu vreau să cred că lucrul ăsta nu se întâmplă. Dar, probabil că aici, cum apar și mici de picite de dificultăți. Uite, una dintre chestii, și este bine că mi-aduc acum aminte, și numele domnului profesor, și al meu și altor profesori, este folosit de niște scroci, pare să în Republica Moldova și se pare că duce mai departe, vin din laboratoare cu niște, așa zise, medicamente, invenții, le pun în numele nostru, cel puțin la mine, auzeam, de dermatologie, toți ăștia nu știu ce specialitate am eu. Și m-am trezit cu o serie întreagă de vieți oameni, mai ales pensionari, care mă întreabă, e adevărat că medicamentul ăla care face dumneavoastră reclamă? M-am spus, doamnă, în viața mea n-am făcut niciodată reclamă cuiva, nu numai medicament, și nu voi face. Eu am avut milă de oameni care spuneau niște poezii pentru cine știm noi, numai ca să iau o câțiva bani. Nu mi-aș permite să fac acest lucru. Dar, întrebând pe anumiți indivizi care ar trebui să se preocupe, ce nu avem lege pentru asta? Cum e posibil? Cum e posibil să n-ai lege când ăștia vede, poate să rând o travă, omul ăla care vede acolo numele domnului profesor sau alte notorietăți în lumea științifică, poate să iau, să cumpere un medicament care să fie total dăunător. Atunci, cei care ne conduc nu au obligația să aibă o lege pentru asta. Asta este asta. Nu există lege pentru asta. Și am văzut că și alții au spus la fel. Sunteți de acord? Dar trebuie să știm, nu facem acest lucru. E foarte important. Mi s-a spus, zice, spuneți public lucrul ăsta. Da, dar populația care este aici nu înseamnă România. Și oamenii își văd de treabă. Au o serie întreagă de oficii de genul ăsta care, pur și simplu, practică. Eu am pus un avocat să se intereseze. Când a pus prima întrebare care și-a dat seama, imediat i-a pus muzică. Asta se întâmplă la Cluj, la Târgu Jiu, mai multe și din București și mai multe zone ale țării. E un mare pericol pentru populație. M-ați întrebat să ne ocupăm de sănătatea populației? Sigur că da. Suntem într-o lume modernă. Cum să nu te intereseze de sănătatea populației? Este foarte necesară. Și asta se ține de Ministerul Sănătății, de Justiție, de o serie întreagă de organe, nu? Aceeași părere, trebuie să avem grijă de sănătate. Noi, cei din sală, aveți desmaturi, aveți grijă de copiii dumneavoastră? Da. Aveți grijă de părinții dumneavoastră? Da. De bunicii dumneavoastră? Da. Vă rog, uitați-vă și peste cap. Aveți grijă și de vecinii dumneavoastră. Și Domnul să aibă grijă și de vecina de dumneavoastră. Așa este bine. Deci trebuie ca să... Asta înseamnă sănătate. Dacă cineva din apropiere, nu mă refer numai la familie, acesta, să zicem că nu folosesc cuvântul boală, are o disfuncționalitate în organism. Face totul să se corecteze din timp.
pledez mai departe, nu atât pentru medicamente, ci pentru prevenție. Pledez mai departe pentru lucruri foarte simple, care trebuie să împingă această sănătate a populației. Nu uitați, mergeți, uitați-vă în oglindă. Sunteți frumoși, sunteți deștepți, sunteți o nație foarte bună și cu un IQ foarte dezvoltat. De ce trebuie să fim puși tot timpul cu acest deget roman în jos? De ce trebuie să fim puși? Aș adăuga la ce spune domnul profesor foarte frumos câteva lucruri. Hai să luăm pe etape, nu vă voi ține mult. Primii 6 ani, în Occident 6, la noi 7, primii 7 ani de acasă. Important pentru copil. El nu face diferența între alb și negru, între bine și rău. El ia de bun tot ceea ce îi se spune. Mai ales primii 2 ani, când avem o populație dublă de neuroni. Copilul este motivat numai de mama lui. El nu vede dincolo de mamă. Universul e mama lui. El vede doar pe mamă modul cum se comportă. De aceea este extrem de importantă grija pe care o are mamă față de copil. Să-l iubească. Să-l mângâie. În clipa de față este un concept al mângâierii care poate să aducă o chimie extrem de favorabilă sănătății. Deci eu nu vorbesc aici de modernități de alt ordin. Eu vorbesc pur și simplu de această grijă față de aproapele nostru, mai ales un copil. După vârsta asta, când el începe să distingă lucrurile, știți care sunt populațiile cele mai longevive? Ca asta mi-a sugerat domnul profesor, din Sardinia. Dar știți de ce? 1. Folosesc mult lapte de capră. Capra nu face cancer, se pare că nici curcanul și de aceea carnea de curcan este de preferat. Da. Părinții, nu sunt izolați de către tineri. Locuiesc în același ansamblu, dar ei sunt în permanență copiii cu părinții. Părinții care sunt izolați mor foarte mult de singurătate. Singurătatea este una din cauzele depresiei și anxietății. Ceea ce s-a făcut în timpul acestei pandemii, cu izolarea unor oameni care nu și-au mai văzut copii, a fost una dintre acțiunile extrem de negative pentru ei. Sigur că da, ei au justificat că interesele de carantine, etc. Nu știu cât va fi de adevăr sau nu, adevărul îl aflăm întotdeauna ultimii și cei care au mai rămas, că ceilalți s-au dus. Deci, este extrem de importantă grija față de copil, este importantă grija față de părinți, pentru că copiii trebuie să uite că și ei vor fi părinți și vârstnici. Și e o lege pe care am sensat-o de mic. Tot ceea ce faci, să se face. Acesta este echilibrul energetic al Universului. Spuneți-mi, câți ani avea cel mai mic pacient al dumneavoastră? Vă spun, avea 2 zile, dar fac o virgulă. Să nu uitați superba poezie pe care a scris-o Adrian Păunescu, repetabila povara. Citiți-o. Dați-o și la copii. Dați-o și la profesor. Citiți-o. Colegul meu de bancă, doctorul Dan Giurgiu, a venit aici. Doamna Valentina, colegul meu de bancă de la Brașov, a venit aici. Extraordinar. Colegul dumneavoastră de bancă. Unde este? Să vedem și noi. Extraordinar. Domnul este doctorul Dan Giurgiu, care este medic, cardiolog, militar, fost ani de zile șef de secție în Spitalul Militar din Pitești. Mulțumim tare mult, domnule doctor. Mulțumim din suflet. Spuneți despre relația dintre Roma și un copil. Da. Câți ani avea cel mai mic pacient al dumneavoastră?
pauzie. N-am săbuit, că m-am albit în clipa aia, ca Dan Giurgiu. Când m-a chemat Arsenie și șefa mea, se pricepea foarte bine la copii, doamna doctor Horvat Lenche, și șefa mea era bolnavă, nu știu ce, nu prea la concediu. Te duci și-l operezi. Ce se întâmplă? Avea sărăcuțul, materialitatea polizul, folosea forceps atunci. Și avea o lingură de forceps aplicată pe crani. Și am înlemnit și, în fi, am întrebat și cei din spital ce am de făcut, nu știu ce. A doua dimineață trebuia să-l operez și când am început operația, era în spatele meu. Asemenea, nu spunea un cuvânt. Nu dormea, era foarte rău. Da, a stat, a văzut și a plecat. Așa. Un cuvânt a spus, nici că e bine, nici că e rău. Dar, a fost prima mea operație, două zile, vă rog să mă credeți, și acum aș avea asemenea emoții, este vârsta copilului care trebuie să suporte un act chirurgical. Sunt de foarte tare problema ca nașterea să fie pe cale naturală pentru imunitate. Dar dacă nașterea este distocică, deci cu suferință, păi nu-i preferabil atunci să o eviți? De acord. Mai ales că în ziua de astăzi, toate domnișoarele, doamnele, lucrează foarte mult. Fetița mea a lucrat până duminică și s-a dus la cezatea. Am rămas nou. Dar de ce? Adică lucrează, e stomatolog. Deci această, nu știu din ce cauză, super, super, super activitate a persoanelor feminine. De bărbați mai puțin. Domnule profesor, ce părere aveți despre felul în care influențează fătul, acea anestezie care îi se face mamei, fie că este ea parțială sau totală? Fătul este o continuă comunicare cu mama încă din abdomen. În cartea care am prezentat-o împreună, cele 9 trepte, fetiță care trebuia să se nască, povestea altea, părinții ei au zis, uite, când venim acasă, e o oră ta, acum vorbim cu tine. Și ea povestea cât de fericită era, nu prea înțelegeți ce spun eu acum, da? Înțelegeți doar ce vă spun. Adică cine era acea fată care putea să discute cu altcineva ce se întâmplă în burta mamei? E o altă interpretare a lucrurilor, dar luați-o așa cum e, pentru că de fapt e adevărat ce vă spun acum. Deci fetița aceea era foarte fericită. Acum e ora ta. Și zice, mă simțeam mâncăiată pe abdomen. Și vorbea cu mine. Și uite, ți-am făcut o cameră. Și uite, canațul facem așa. Exact, exact aceste lucruri. Deci, am fost la un curs al Brian Weiss. Acum vă spun ce se întâmplă în momentul nașterii. Și el făcea hipnoză și aducea omul într-o regresie înapoi a vârstelor. Era un medic cam în jurul vârstei de vreo 28-29 de ani și spune, eram în burta mamei, eram atât de fericit, mama îmi cânta, mă mâncâiam, vorbea cu mine, era o splendoare, o nimic, un lucru formidabil. Nu era lumina de afară, că era semi-oscuritate, evident, și la un moment dat mă simt pur și simplu, dat afară, expulzat și vine o râtă și mă ia și mă duce de acolo, de lângă mama, și am început să urlu și să țin extraordinar. Acel urlet, acel plânse, de fapt în clipa de față, știm că lucrul ăsta trebuie să-l evităm. Copilul ăla, imediat ce a ieșit din mamă, trebuie pus pe pieptul mamei, pentru că acolo se face prima chimie a oxitocinei, conexiunea chimică între mamă și copil. Ceea ce este extrem de important pentru întregul demers al vieții. Pentru că această conexiune de ordin chimică este cea care o urmează toată viața. Amintirea aceea a mamei, celor care pur și simplu le dau viață. Deci, știm foarte exact că orice gen din existența noastră este important. Și relația între mamă și copil este prima. Și tatăl are o vină, dar el îi dă numai o moleculă, dar restul, tot ceea ce are un om, energia, chimia, vine de la mamă. Noi purtăm realmente, noi energia mamei, ne manifestăm cu energia pe care ne-o dă mama noastră. Deci, cu alte cuvinte, domnule profesor, suntem bărbați, dar mai datori suntem mamelor decât taților. Așa este, perfect de acord. Ați vorbit de mamă și de tot. Sigur, și noi știm din literatura medicală că de multe ori, de exemplu, am întâlnit caz care îmi povestea când a ajuns la un doctor și am văzut așa biserică formidabilă. O mai văzut. Îi place de acolo, am văzut și eu, dar știu.
Da, cea mai formidabilă. O mai văzuse. Ești de acolo, am văzut și eu, dar știu. Da, cea mai văzuse. Zic, da, tu ai fost la acolo? Nu. Mama, când eram sărcină, se învârtea la acolo și așa a făcut doctorat. Deci, ceea ce spuneți, că tot ați venit să ne ascultați, amândoi spunem în aceeași limbă foarte frumoasă, argeșeană, românească. Ceea ce spuneți copilului când este, până el vine baza, când este în burtica, spuneți-i frumos, vorbiți-i frumos, memorizează tot. Dacă aveți timp să-i puneți și o melodie, să citim o poveste, să-i punem o melodie frumoasă, să știți că recepționează. Vreți ca acel bebeluș deștept frumos să fie compozitor? Mai puneți o melodie. Vreți ca să fie scriitor? Citiți-i literatură frumoasă. Vreți ca să fie doctor? Citiți-i de Constantin Dulcan. Părinții pot să devină proprii ingineri geneticieni ai proprii copii. Cum, domnule? Există. Discutăm. Deci există în grupa de față și am văzut și recomandări POMS. Dar ideea stă de mult mai de mult. Anume aceea că în momentul în care o familie, doi părinți, hotărăsc să conceapă un copil, el trebuie să înceapă acest proiect al copilului cu cel puțin 6-8 luni înainte de a-l concepe. Asta înseamnă un anume comportament al mamei. Doamna Florentina Cântânaru nu înțelegea cum poți să proiectezi ceva care nu există. Da, am spus, cuvintele noastre au greutate, au forță, au putere. Deci, conceperea mentală înseamnă un program virtual. Că vezi băiat, că vezi fată. Îți imaginezi tot ce vrei tu să pui, toată acea bogăție spirituală care vrei să o pui în viitorul tău urmaș. Dincolo de faptul că acea mamă, una, trebuie să fie de acordul ambii părinți. Nu, una rămâne gravidă și celălalt fuge, cum se întâmplă adeseori. Disculpă. Deci, mai întâi să fie acordul părinților. Părinții trebuie să evite orice stres, ceartă. Ceartă înseamnă, îți vorbea Domnul Profesor despre, înseamnă o chimie, înseamnă un exces de cortizol, înseamnă exces de adrenalină și la rândul lor înseamnă mare datorie de oxigen. Batul, conflicte, etc. Nu intră în mecanism. Al doilea lucru. Evitarea conflictelor și proiectarea mentală în permanență. Noi atât trebuie să știți că și numele copilului se sugerează mame cu cel puțin 3 luni de înainte. Să spunem că nașul cheamă Ion și pe băiatul să punem, știu eu, Vlad. Îl va chema Vlad Ion. Adică se vor pune două numele copilului. Trebuie să evite alcool, fumatul, stresul, epuizarea și să trăiască pur și simplu cu el mental. Această imagine mentală se va transmite corpului ei și copilul va avea foarte multe din calitățile pe care mama și tatăl și le-a dorit. Dar acest acord este extrem, extrem de necesar. Bărbatului se cere de pildă pentru fertilitate și sănătatea procreierii consum de vitamina E. Foarte interesant. Noi creăm cu imaginarul o realitate viitoare. Trebuie să știm că în momentul când gândim, unii spun că este un egregor. Este o imagine. Această imagine noi putem face prin mintea noastră, fie că o pronunțăm sau nu pronunțăm, sau doar o gândim. Ar trebui, zic eu, să ne însușim multe dintre descoperirile timpului nostru. Nu toate sunt inutile, nu toate înseamnă numai bombe nucleare, rachete și tancuri pe care noi le-am adus la noi și nu știm ce să facem cu ele. Pace, evident, asta de-aia le-am adus, nu? Ne asigurăm pacea. Asta că cineva poate să întrebe ce am să spun. Le-am spus, vrem pace. Deci,
M-a întrebat doamna Fântânaru ce să facem pentru. Este extrem de important să fim informați, să știm cum să trăim. A trăi este o artă și o știință. Dar și arta contează enorm. Interesant, ați folosit cuvântul pace. Copilul trebuie creat în pace. Da, fără conflict. Exact ce am spus. Completez. Conflictul în interiorul familiei, microclima. Și conflictul în exterior. Cum se creează acești copii? Cum vin ei pe lume într-o zonă de conflict și de război? Cum vin? Înțelegeți, într-o zonă de violență, se creează o generație de copii care vor avea, s-ar putea, un comportament violent. Și să ne rugăm la Dumnezeu, nu știu la cine să ne mai rugăm, să nu avem război pe acest lume. Mă adresez ambilor oameni de știință și scriitori, cum prevăd dânșii schimbarea cât mai urgent în bine, urmare și în principal și activității care au desfășurat și vor desfășura în continuare. Cel mai optimist gând pe care l-am găsit schimbarea... Păi vă spun eu, dacă găsim înțelepciunea să nu facem războiul ăsta stupid, care e lângă noi, și vom supraviețui, atunci omul are mari șanse să evolueze. Dată fiind faptul că s-au acumulat extrem de multe cunoștințe în clipa de față, avem mari șanse să evoluăm. Și am spus că viitorul nu ne așteaptă să avem 6 degete la o mână sau 3 picioare, ci pur și simplu structura care va evolua biologic este creierul, adică informația crește în progresie geometrică. Capacitatea noastră de a recepționa informația și de a o procesa, de a judeca și de a-i da un sens, o finalitate, asta înseamnă evoluție pentru creierul uman. În același timp știți foarte bine această epoca transumanismului pe care îl practică, îl tot propovădesc unii pe la Davos și pe în alte zone, iar răspunde aici cu ceea ce a zis Einstein. Einstein a spus odată, după mine Einstein n-a fost numai un mare om de știință. A fost un tip extraordinar vizionar și un tip cu o inteligență teribilă. Fiecare din frazele lui, am citit pe vremuri când era tatăl la noi. Frazele lui sunt formidabile, stai și te cucești ce tu să creezi o minte. El a spus următorul lucru. Când tehnologia va depăși mintea umană, va fi vai și amar pe deata ființă umană. Deci, dacă noi punem accent biologia noastră și tehnica doar să fie o anexă, să ne ajute și nu ea să fie, să ne ia locul. De pildă, m-am ocupat de asta, am și scris de ce înseamnă transumanism. De ce nu umanism? Umanismul este expresia renaștere. Cu renașterea vine ce înseamnă umanism. Grijă față de semne pe care fiecare dintre noi o dăruie și în același timp o primește. Transumanism înseamnă să renunțăm la conștiință și să facem niște roboți care funcționează doar pe algoritmi. Algoritmi înseamnă un șire de operații. Adică, se vrea să se creeze o specie din sârmă și suduri a căror minte să fie superioară minții noastre. Și în clipa aceea am spus eu, așa cum noi greșit ca perceput religia animalelor și pe de-a nimic
Probabil că și noi vom fi priviți, dacă se vor crea astfel de roboți superiori ca minte nou, cum am privit noi pe celelalte animale, tot ca pe niște dobitoace. Vorbiți de noțiunea de bine. Răspunsul este foarte simplu. Gândul bun. Gândiți bine, gândiți cu spiritualitate, gândiți fără invidie, gândiți în progres și este noțiunea așa ceva mare care se numește bine și putem să împingem în viitor înainte. Ideea este să renunțe la conștiință, domnule profesor. Aici este bluul lucrurilor. Brașovia, în apropiere. Eu sunt din Galați. Din locul acolo, da. Dacă avem ceva de spus, dacă nu, mai bine să lăsăm copacii să devină oxigen și nu să o consumăm noi hârtia de film. Dar știu oful dumneavoastră, v-am mai spus atunci, nu, forul academic, nici ei nu pot orice idee în lumea asta, cât de utilă în viitor și ce să o facem cu el. Noi ne facem datoria, restul... Contractele sacre și noi facem cu propriul nostru suflet un contract atunci când venim aici. Ce părere aveți despre acest lucru? Doctor, să-ți spun. Lumea a mers foarte mult înainte. Dacă ați realizat ce a spus mai înainte domnul profesor Duca, acum 5.000 de ani se descifrau aceste lucruri în Orient, în China, în India, în Tibet. Nu știm ce, nu pot să contrazic toate aceste lucruri acumulate în decursul timpului despre științele, despre neuroștiințe. Toate aceste, vedeți că sunt și în ziua de astăzi, ne întrebăm, al mistere ale creierului. Și mergem înainte, le citim, le învățăm, le vorbim, ne aprofundăm, acum avem și alte elemente de studiu, le studiem
și mai facem un pas înainte. Deci, viitorul